câștigarea campionatului la turneul Teniei, vă dați seama că am venit cu gândul de a câștiga, de a rămâne cupa în bănie. Standardul este foarte înalt, nu mă așteptam, dar chiar se joacă foarte bine, băieții sunt profesioniști. Pe locul întâi văd echipa de la București, Rafael, tată, fiu și Mauro. Eu cred că sunt jucători compleți, au reprezentat și România la turneele europene, de două vicecampioni europeni, deci sunt și titrați, eu cred că au prima șansă. Adversari foarte grei, vicecampioni europeni. Ne bucurăm că sunt întotdeauna prezenți alături de noi la competiții, chiar vin de la distanțe foarte mari pentru turneele naționale. Alții vin de la distanțe mari chiar și pentru antrenamente, pentru că încă nu au padbol în orașul lor. În fiecare oraș sunt jucători buni pe care îi descoperim cu fiecare nouă competiție. Ca orice turneu, el poate fi realizat cu ajutorul sponsorilor, cu ajutorul partenerilor și ne bucurăm de votul de încredere al Fundației Alexandru Ion, care ne-a devenit partener. Acum am schimbat și noi strategia. Am jucat cu Mauro, n-am mai jucat cu băiatul meu, cu Cristi. Să avem și noi două atacuri, pentru că băiatul meu nu-i trăgător, e ridicător. Mi-a fost mult mai ușor să joc cu Mauro ca să pot să-mi fac două atacuri. Cel mai dificil, pot să spun că a fost finala, pentru mine. Primul set am bătut cu 6-3. Am luat bătaie, mi-a impresia, cu 6-3 și am bătut ultimul set 6-1. Am fost la atâtea turnee internaționale și am văzut cum sunt ei, fair play. Sportul ăsta e un sport de prietenie, nu un sport cu ambiție, că nu câștigăm nimic. Vreau să mulțumesc Greenfield de Bărlad, cu toată conducerea, niște oameni deosebiți, credeți-mă, și aștept la București cu cea mai mare plăcere.